Pentru dimineața aceasta o să citim un pasaj din Evanghelia după Luca, din capitolul 13, de la versetul 6 la versetul 9, dar aș vrea să citim și motoul Bisericii Poarta Cerului pentru anul 2024, Efeseni 4:15, care spune așa: credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Iar în Luca, în capitolul 13, de la versetul 6, cuvântul Domnului ne spune: El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap dejun împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Să ne așezăm. Anul maturizării la Poarta Cerului sau anul maturității, sper că înțelegeți că maturizarea n-a început la 1 ianuarie 2024 și se încheie la 31 decembrie același an. Viața cu Hristos este un proces care nu se termină nici măcar după ce vom trece în veșnicie. Vom intra într-o altă etapă în relația cu Hristos. Desigur, sunt etape în viața de credință peste care nu putem să trăim. În viața de credință nu funcționează basmul românesc, alții cresc într-un an cât alții în 7. N-avem cum să sărim peste etape, este o etapă a copilăriei normală, dar care trebuie să se încheie, este o etapă a adolescenței spirituale, care trebuie să se încheie, este o etapă a maturității. Și trebuie să creștem. Vedeți, un pom nu se chinuie să rodească, ci pur și simplu pentru că este pom, dacă este sănătos, rodește. Nu își propune să facă asta. Este o normalitate a unui pom matur să rodească. Nu se trezește într-o primăvară și zice, bă, anul ăsta hai să fac ceva. La fel, un om matur nu trăiește pentru sine. Un copil trăiește pentru sine. Alții trebuie să aibă grijă de el. Dar un om matur nu mai trăiește pentru sine. La fel, o biserică. O biserică matură nu trăiește doar pentru sine. O biserică matură nu se consumă doar în interiorul ei. Și într-o biserică matură, oamenii credincioși au pricepere, au înțelegerea aceasta, că a fi parte din biserică, a trăi viața spirituală, nu înseamnă am consumat tot creștinismul, duminica, marțea, lunea, miercurea, când ne mai întâlnim pe aici, în interiorul acestor ziduri. Ci o biserică matură este o biserică care își lasă puternic amprenta dincolo de zidurile ei, pentru că biserica Poarta Cerului, luni, ești tu acolo unde ești. Îți place cum arată biserica luni? Mă aduc aminte, în urmă câțiva ani am avut o serie de mesaje în biserica pe care o păstoream atunci. Predici pentru luni. Predici pentru luni. Pentru că creștinismul nostru nu se termină duminică seara după ce s-a încheiat programul. Ci o biserică matură este cea care știe să se echipeze, să se bucure, să se închine, să se edifice când este împreună și apoi ce facem? Rodim, plecăm, ieșim.
Înțelegem adevăratul creștinism, cel care curge dincolo, care curge din noi, pe care îl pur și simplu avem în noi, dincolo de programele noastre, care nu sunt rele, sunt excepționale, să ne bucurăm, să ne entuziasmăm. Mă mir cum sunt biserici care nici în interiorul lor nu se bucură. Ce să te mai aștepți în afară? De aceea mă bucur tare mult de tema, de motto-ul anului pe care, din anul acesta pe care vi l-ați propus, anul maturizării sau anul maturității spirituale. Dar nu uitați, asta nu începe și nu se termină în calendar, ci este un proces care trebuie să ne urmărească toată viața. Domnul Iisus Hristos rostește o pildă pe care am citit-o în Luca, în capitolul 13, și pilda pe care Domnul o rostește o așează într-un context bine definit. Și contextul imediat în care Domnul este provocat să rostească această pildă sunt chiar versetele de dinainte de acest pasaj. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De la versetul 1 la versetul 5. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât tot ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Acești unii care au venit la Domnul Iisus Hristos au încercat să justifice oarecum superioritatea lor față de alții, că mai sunt încă în viață. Înțelegi, Doamne, ar fi spus ei, că noi suntem peste galileenii care au pierit omorâți de Pilat? Și Domnul le spune, nu. Nu. Nu sunteți mai buni nici decât cei care au pierit loviți de turnul Siloamului. Ci le spune Domnul, voi trebuie să pricepeți că vă aflați într-o etapă, într-un segment din viață, foarte bine definit. În același segment de viață, în aceeași etapă, ne aflăm noi, astăzi, care suntem aici, în biserică, ca și cei unii care au venit la Domnul să-și manifeste, să-și exprime, să-și etaleze superioritatea lor față de ceilalți, că doar de aia sunt în viață și ei n-au pierit. Păi vă întreb eu pe dumneavoastră, suntem noi mai buni decât cei care au plecat astăzi? Știți că undeva cam în fiecare secundă pleacă de pe pământul ăsta cam doi oameni? Cam 300 de copii mor de foame în fiecare oră. Cam 7200 pe zi, undeva 2 milioane jumate de copii mor doar de foame în fiecare an. Cam 10 milioane de oameni mor pe Terra anual de cancer. Cam 360 de milioane de creștini sunt persecutați pe Terra astăzi, când noi stăm liniștiți în bănci. Între 7 și 8 mii de creștini sunt martirizați anual pe pământ. Cu ce suntem noi mai buni decât cei care privesc rachetele lui Putin deasupra caselor lor? Cu ce suntem noi mai buni decât cei din fâșia Gaza? Sau din Siria? Sau pe unde mai muri oameni?
Nu e așa că în mintea noastră de multe ori se cuibărește acest gând că suntem mai buni decât alții care nu mai sunt? În loc să ne punem întrebarea, dacă n-am plecat, dacă n-a zis Domnul inimii noastre, bă, gata, destul, oprește-te. Și dacă Domnul și în dimineața a zis, trezești, hai, du-te la biserică. Oare vom pricepe că Dumnezeu are un scop că ne-a mai dat încă o zi? Dar când a fost ultima dimineață când ne-am trezit și ne-am întrebat, Doamne, ne-ai mai dat ziua asta, dar de ce? De ce mi-ai dat încă? De ce încă 24 de ore? Dacă or fi 24 de ore, de ce? Suntem mai buni? Și Domnul le spune următorul adevăr. Înțelegeți, oameni, acești unii care ați venit la mine, că voi vă aflați undeva între două evenimente fundamentale ale vieții, între două aspecte fundamentale ale vieții, și anume, între mila lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu. Toți de aici ne aflăm între milă și judecată. Și atunci când acești unii au venit și au încercat să-și exprime superioritatea lor, Domnul le spune o pildă. Pilda smochinului. Ce este pilda? Pilda nu este altceva decât o povestire banală, înțeleasă de toți oamenii, la îndemâna tuturor, prin care Domnul aduce înaintea oamenilor, pe înțelesul lor, niște adevăruri eterne, adevăruri cerești, veșnice, pentru că altfel nu le pot pricepe. Și atunci Domnul se folosește de lucruri la îndemâna lor, foarte obișnuite pentru ei, ca să le prezinte, să le deschidă ochii, inima, mintea și să priceapă niște adevăruri veșnice prin aceste exemple banale. Bună oară, dacă s-a întâlnit cu niște pescari, niște bărbați care își căutau liniștea, nu? Apropo de conferința de aseară. Când Domnul i-a întâlnit pe aceștia, cum să le spună niște adevăruri eterne? Păi s-a folosit de normalul lor și le-a zis pilda năvodului. S-a dus mai încolo și a întâlnit un cârt de tractoriști care veneau să protesteze în centrul Timișoarei, nu? Păi ce să le spună la agricultorii ăștia? Pilda semănătorului. Pentru că oamenii aceștia pricepeau bine lucrurile din jurul lor, dar prin această normalitate banală, Domnul scoate în evidență niște adevăruri fundamentale veșnice. Pilda celor 10 fecioare. Eu înțeles bine ce spune Domnul când le vorbește despre mirele care vine, despre fecioarele care ies în întâmpinarea mirelui. Au priceput bine, era o imagine absolut normală pentru ei. Dar în spatele acestei imagini, Domnul vine și le spune așa: vegheați căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Asta e. Și atunci Domnul aduce adevărurile mai aproape de noi. În această dimineață, pilda pe care o spune Domnul acestor unii care au venit la Domnul și a spus, noi suntem mai buni decât ăștia alți, că uite, i-au pierit, noi încă nu. Domnul, de fapt, aduce această pildă și ne spune câteva adevăruri legat, atenție, de scopul pentru care Dumnezeu te-a mai lăsat pe pământul ăsta. Atât ne-am obișnuit cu viața asta, încât când se predică sau când discutăm între noi și spunem, bă, putem să plecăm oricând, toți suntem de acord cu asta, nu-i așa? În dreptul altora. Cât ne gândim că acest adevăr este valabil în dreptul nostru? Mai ales când suntem tineri. Vreau să vă spun că am îngropat în viața de păstor și de 5 ani, și de 10 ani, și de 18 ani, și de 100 de ani. Pentru că venim pe rând, dar plecăm pe sărite.
Așa că dacă Dumnezeu ne-a mai dat 24 de ore ziua asta, sau cât o fi din ea, înseamnă că are un scop. Oare cunosc eu scopul pentru care Dumnezeu m-a trezit și în dimineața asta? Îmi asum scopul pentru care Dumnezeu mai îmi dă câteva ceasuri pe aici, zile, luni, ani, nu știu. Despre aceasta este vorba în pildă. Și aș vrea să ne uităm la trei lucruri distincte din această pildă. Primul lucru pe care vreau să-l urmărim, să-l observăm în pilda pe care Domnul Iisus Hristos o spune, pilda smochinului neroditor, aș vrea să ne uităm atent la beneficiile, la privilegiile pe care acest smochin le-a primit. Acest smochin n-a fost unul oarecare. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că un om avea un smochin, atenție, sădit. Un smochin sădit nu este un smochin crescut anapod, așa, căzut o sămânță de smochin, o smochină undeva și a ieșit un smochin. Un smochin sădit nu este un smochin oarecare, ci înseamnă că acest smochin a fost plantat, așezat într-un loc exact, gândit, planificat. Înseamnă că stăpânul a luat un smochin dintr-un loc neprielnic, l-a smuls de acolo și l-a așezat într-un loc special pregătit pentru el. Un smochin oarecare. Nimic la întâmplare. Un smochin luat dintr-un loc sălbatic și așezat în cel mai privilegiat loc în care putea să fie așezat. O așezare specială, o vie. Cultura în Israelul vechi era că o vie este un spațiu nobil, este un spațiu prețios. Vă aduceți aminte de Nabot, care avea o vie, și de Ahab, care așa când era supărat își mai cumpăra câte o proprietate? Și s-a dus la Nabot și a zis, dă-mi via. Și Nabot a zis, cum să încalc legea lui Dumnezeu și să îndepărtez, să înstrăinez cea mai prețios de la părinții mei, o vie. Știm cum a rezolvat problema Isabela, dar ce am vrut să atrag atenția este că Dumnezeu, stăpânul, dacă noi suntem acel smochin, ne-a așezat în locul în care suntem deloc întâmplător. Dumnezeu a calculat exact locul în care trebuie să fiu. Dumnezeu a calculat exact anul în care trebuie să mă nasc, luna, ziua în care trebuie să mă nasc, familia în care trebuie să mă nasc, strada, orașul, locul exact pregătit pentru mine. Nimic nu este întâmplător. De câte ori când am fost copil, nu mi-a trecut prin minte, pe vremea, apropo, când vorbea de fratele de timpul trecut. Acum, unii erau numai simplu persecutați, că erau pocăiți, așa. Eu eram dublu persecutat, de mine ziceau, ești și pocăiți și ungur. Am suportat, ce să fac. S-a îngroșat pielea până la urmă. Dar în mintea mea de copil, așa, mă gândeam, Doamne, de ce nu m-ai făcut și pe mine să mă nasc în familia directorului cu tare? Aveam toți, nu știu cum, din generația mea, toți directorii din Becla, un orășel mic, toți fusese în clasă cu mine. Eu trebuia să învăț de 10 ori mai mult ca să stau acolo cu ei. Și mă gândeam eu, de ce nu m-am născut eu într-o altă familie? Într-o altă epocă? Și iaud pe mulți oameni, de ce nu m-am născut cu un lat de palmă mai înalt, nu? De ce nu m-am născut cu ochii albaștri? Sau știu eu ce altă culoare?
De ce nu m-am născut? Și tot timpul suntem nemulțumiți cu locul în care ne-am născut, familia, ustul din... De ce n-am eu părinții ăia la alții? Uite ce părinți au. Deci eu acum, părinte fiind, mă întreb și eu, de ce n-am eu copii ăia la alții, nu? Vedeți, pentru că noi nu pricepem un lucru, că noi nu venim la întâmplare, nu ne naștem la întâmplare. Cum areți mintea pe care o ai, trupul pe care îl ai, familia pe care o ai, locul în care te-ai născut este locul perfect pe care Dumnezeu l-a avut pentru tine. Nu te mai întreba, nu-ți mai pune problema cum era dacă. Nu, așa cum ești, unde ești, când ești, a fost calculat perfect de Dumnezeu. Lasă complexele astea de inferioritate, comparațiile, lasă social media cu toate pozele fake. Cum ești, ești perfect, ești perfectă mai ales. Și Dumnezeu n-a greșit nimic în creația ta. Pentru că smochinul acesta a fost luat de stăpân dintr-un loc sălbatic fără nicio șansă. Absolut nicio șansă. Smuls, luat de acolo și plantat în locul perfect pentru scopul perfect al lui Dumnezeu pentru tine. Eu nu trebuie să-mi inventez scopul, trebuie să descoper scopul pe care Dumnezeu îl are. Asta este o minte matură. Când te-ai gândit că tot ne facem noi vise, planuri, strategii, proiecte, dar oare când ne oprim să ne întrebăm? Dar planul tău, Doamne, pentru mine care-i? Dar voia, dar Doamne, de ce sunt? Criză de identitate, vorbim despre crize de identitate, la adolescenți mai ales. Criza de identitate a adolescenților. Pică în depresie, acum toată lumea e în depresie că are o criză de identitate. Așa simplu s-a rezolvat problema pe vremea mea. Nu prea am știut nici de crize de identitate, nu înseamnă că am fost mai deștepți decât cei de astăzi. Dar n-am fost nici mai insensibil. Eu nu cred că n-am trecut prin depresie și noi. N-am știut să zicem depresie, atâta că nu ne umflau de chimicale să ne facă plante umblătoare. La noi soluția era alta. Șlapul sau un strat de ceapă. Da. Criza de identitate, să nu știi cine ești. Lucrurile sunt rezolvate atât de frumos, este o știință, da? Să nu cumva să credeți că nu-mi place psihologia, este, sau filozofia. Mii de experți, de filozofi, zeci, milioane de cărți scrise pentru o singură întrebare. Asta e toată filozofia, o singură întrebare. Ce căutăm pe aici? Asta e întrebarea la care încearcă să răspundă toți experții ăștia în filosofie. Să găsească sensul, să dea sens vieții. Și toată știința, facultăți, miliarde de dolari cheltuite pe aceeași întrebare, da, dificilă pentru oamenii fără Dumnezeu. Ce căutăm noi pe aici? De unde venim și unde mergem? Și împăratul împăraților și domnul domnilor, înțelepciunea, care este Iisus Hristos, vine și rezolvă toată problema filosofiei. Sunt pe aici, la facultate de filosofie, careva studenți? Hă? Nu? Nu-i rău. Toată întrebarea asta existențială își găsește răspunsul la înțelepciune, care este Domnul, într-un sfert de verset. Într-o jumătate de verset. În Ioan, în capitolul 13, spune așa, și Domnul, pentru că îi iubea pe Aisei, i-a iubit până la capăt, și Hristos Iisus, pentru că știa ceva. Auziți ce știa? Că de la Tatăl a venit și ce mai știa? Și la Tatăl se duce. Am rezolvat problema. Păi n-am cum să înțeleg identitatea mea, sensul vieții mele, atâta timp cât nu știu de unde vin și unde plec.
Și când îl scoți pe Creator, când îl scoți pe Dumnezeu din ecuația acestei întrebări existențiale, n-ai cum să răspunzi. Și toate lucrurile se așează în viața mea când știu aceste adevăruri fundamentale. Vin de la Dumnezeu și mă duc la Dumnezeu. Între aceste două evenimente este o paranteză scurtă pe care noi o numim viață. Iar destinul final depinde de ce facem în această paranteză. Dar problema noastră nu trebuie să fie asta existențială, de unde venim, unde plecăm, ci trebuie să fie dacă Dumnezeu ne-a dus aici, de ce? Pilda, vreau să fac o completare la definiția pildei, pilda este și o fereastră către cer, vedem lucruri pe care altfel le vedem greu, dar este și o oglindă în care mă văd pe mine. Aș vrea în aceste momente să te uiți bine în oglindă și să-ți răspunzi într-un mod onest. Tu știi de ce cauți pe aici? Tu știi de ce ți-a mai dat Dumnezeu astăzi? Ți-ai pus problema serios? Mai consumăm câțiva litri de oxigen, care zic unii că e tot mai puțin, eu nu cred asta. Deci, care sunt beneficiile acestui smochin? O așezare specială și nu numai o așezare specială, o îngrijire specială. Pentru că dacă a fost luat dintr-un loc sălbatic și sădit într-o vie, acea vie era lucrată, udată, păzită, cineva era tot timpul în jurul smochinului. Nu lăsați să crească anapoda. Și Dumnezeu, în mod intenționat, lasă oameni să interacționeze cu tine. Apar oameni, apar personaje, biserică, o cântare, o predică, un om matur, o circumstanță, un necaz, o boală. Și lasă Dumnezeu să interacționeze tot felul de persoane și circumstanțe cu viața ta, tocmai să te îngrijească. Doamne, m-ai părăsit astăzi, ce m-ai trântit în pat. A fost exact protecția Domnului să nu te lase să ieși pe stradă să te nenorocești. Pentru că asta se întâmplă în vie. Mai taie, mai cioplește, mai sapă, mai udă, mai alungă. Pentru că Dumnezeu are grijă de noi. Dar nu că suntem mai buni decât galileenii, decât cei peste care a picat turnul Siloamului, ci pentru că are un scop, urmărește ceva. Asta vreau să trezesc în dumneavoastră. Interesul să descoperim ce vrea Dumnezeu de la noi. De ce suntem aici? O îngrijire specială. Apoi, am mai beneficiat de încă ceva. O îngăduință specială. O îngăduință specială. Păi, dragii mei, m-am întrebat cam câți ani avea smochinul ăsta, în care stăpânul căuta ce? Rod. Dacă ne uităm în legea lui Dumnezeu, în legea lui Dumnezeu ni se spune că în primii 3 ani poporul Israel nu avea voie să ia din roadele unui pom. În al 4-lea an, rodul era exclusiv al lui Dumnezeu. Trebuia dat. Acum, primii 3 ani nu iei roada, al 4-lea îl dai și smochinul mai avea nevoie încă de vreo 3 ani de copilărie să intre pe rod. Acum trec încă 4, vreo 7, da? Dar stăpânul ăsta vine de vreo 3 ani și caută rod. Deci el vine când știe că poate să ia. Noi imaginați-vă că smochinul ăsta trebuia să fie pe rod de vreo 10 ani. De vreo 10 ani. Și el nu face nimic. Câtă îngăduință! Câtă răbdare! Și tot acolo. Și stăpânul n-a venit după primul an când trebuia să aducă rost să spune taie-l, după al 2-lea taie-l, după al 3-lea taie-l,
ci are răbdare. Dar ascultă-mă, dacă nu rodești, nu înseamnă că asta e normalitatea pentru că Dumnezeu are răbdare cu tine. Nu înseamnă că asta e normalitatea. Aici este marea problema noastră. Vedem că se poate și așa. Și ne-am obișnuit așa, că se poate. Și luăm îngăduința lui Dumnezeu ca o normalitate pentru viața noastră spirituală. Și ne înșelăm singuri. Pentru că, dragii mei, scopul pentru care stăpânul a luat smochinul dintr-un loc sălbatic și l-a pus în cel mai special loc în via lui, n-a fost confortul, ci rodirea. Dacă Dumnezeu ți-a îngăduit să fii parte dintr-o biserică dinamică, vie, matură, nu este să te simți bine. Nu confortul la poarta cerului importantă pentru tine. Mă duc acolo, se cântă, voi ce fain, nu cânta copiii. Excepțional a cântat. Să-i binecuvinteze Domnul pe toți. Și pe cei care se ocupă de ei. Echipa de închinare, excepțional, mulțumim pentru slujire, să vă binecuvinteze Domnul, să vă țină plin de Duhul Sfânt. Predici bune! Mă rog, nu astăzi. Rugăciune, ne rugăm unii pentru alții, iese câte o familie, să vă binecuvinteze Domnul. Lucruri bune. Și ascultați-mă care este marele risc. Să ne trăim creștinismul în interiorul zidurilor și acest creștinism devine unul confortabil. Când creștinismul nostru, când biserica devine prea confortabilă, începem să înfrunzim fără să rodim. Suntem numai buni de poze. Eu mă bucur că aveți un departament media, cum puține biserici au, vă laud, am apreciat întotdeauna, sunteți enervanți de buni. Dar, cum să vă spun, nu este nicio aluzie la departamentul media, dar biserica trebuie să fie dincolo de poze. Dincolo de a arăta bine. Vorbeam aseară la familie despre disconfortul din zona de confort. Dacă nu vom simți un disconfort în biserică, dacă nu se va scutura ceva în noi și să înțelegem că nu-i despre noi și nu-i pentru aici, ci pentru Domnul și alții, atunci n-am înțeles de ce ne-a sădit Domnul în locul ăsta. Biserică bună, matură, ce? Sunteți mai buni decât alții? Sunteți mai buni decât cei care s-au adunat 3 oameni pe o bancă cu masa aia, cu o vază de flori? Cum știm bine că ne duceam în misiunea cu 30 de ani, 40 de ani? Suntem mai buni? De aceea vreau să vă trezesc o minte sănătoasă în această dimineață prin Duhul lui Dumnezeu și să înțelegem în a doilea rând că dacă Domnul v-a dat atâtea privilegii, ascultați-mă, dacă aveți atâtea privilegii, acela stăpân are și așteptări. Și a doilea lucru pe care îl văd în pilda aceasta este că stăpânul are niște așteptări de la smochinul așezat într-un loc extrem de favorabil. Un loc periculos pentru confortul nostru. Care sunt aceste așteptări ale stăpânului? Prima așteptare, fapte, nu vorbe. Fapte, nu vorbe. Se spune despre smochin că sunt 10 luni din 12 pe rod. 10 luni găsești rod în smochin din 12 dintr-un an. Iar am stat să-mi imaginez când a venit stăpânul să caute rod, nu l-a privit cu binoclu de la depărtare. Când stăpânul caută rod, el se duce aproape. El vine aproape de noi,
uneori dă crengile la o parte, se scutură frunzele când se caută rod. Începem să nu mai arătăm atât de bine când se caută rod. Și se atinge de noi stăpânul. Și când se atinge de noi stăpânul, începem să facem rugăciuni. Acum unde ești tu, Doamne, că iată ce-i în viața mea? Nu, stăpânul caută rod. Intră printre crengile vieții noastre, intră în detaliile vieții noastre, ne tulbură liniștea, că e prea mare și ne caută rod. Se duc finanțele de râpă, se duce sănătatea de râpă, se duce pacea de râpă, o iau un copil razna în casă și Dumnezeu caută rod. Ce faci, Doamne, în viața mea acum? Caut rod. Pentru că atunci când stăpânul caută rod, vine foarte aproape de noi. Pentru că Domnul vrea fapte, nu vorbe. Frunzele ne fac să arătăm bine de la distanță. Roadele ne fac să arătăm bine de aproape. Știți cum ne dăm seama dacă avem rod sau nu? Cum reacționează comunitatea în prezența mea? Cum reacționează ceilalți oameni în prezența mea? Dacă trag de mine, dacă întind de mine, dacă roiesc în jurul meu, nu neapărat că sunt o persoană sociabilă, dar ascultați-mă, un om care rodește, este un om în jurul căruia vrei să stai. Ceilalți își găsesc confort în prezența ta, nu vor să plece repede din prezența ta, pentru că îți gustă bunătatea, îți gustă liniștea, îți gustă pacea, îți gustă stabilitatea, îți gustă cuvântul de încurajare pe care l-ai, îți gustă modestia pe care o ai. Ăsta e omul frumos! Ăsta-i smochinul care rodește. Adună, nu împrăștie. Leagă lucrurile, nu le divide. Omul roditor adună, nu separă. În Iacov, în capitolul 2, versetul 14 al 17, se spune: frații mei, a ce folos dacă cineva spune că are credință, dar nu are fapte? Poate o astfel credință să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana zilnică, iar unul dintre voi le spune: duceți-vă în pace, încălziți-vă, săturați-vă, însă nu le dă cele necesare trupului, ce folos? Tot astfel și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Ce găsește Domnul la mine? Ce găsește Domnul la tine? Găsește astăzi rod? Și tot am vorbit de rod și e confuzie în mintea multora. Rod, rod, ce rod? Ce e la rod? Scriptura ne vorbește despre două feluri de roade. Și acum clarificăm lucrurile. Primul fel de roadă pe care Domnul, stăpânul, îl caută la tine, este roada Duhului. În Galateni, capitolul 5, la versetul 22 la 24, ne este prezentată fizionomia spirituală a unui om matur, adică a unui om care rodește. Pentru că roada este o caracteristică, am spus încă de la început, a maturității. Păi iată cum arată omul matur, dacă toți suntem în anul maturității. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea. Unii așa citesc, și eu citesc în felul acesta: roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea. Pentru că dragostea este Dumnezeu. Iar manifestarea prezenței lui Dumnezeu, adică a dragostei, este aceasta: bucuria, pacea. Am zis că pilda e o oglindă, da? Îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioșia sau loialitatea, blândețea, înfrânarea poftelor. Înțelegem noi că stăpânul vine și caută acest rod în noi? Al doilea tip de rod pe care stăpânul îl caută, pe lângă roada Duhului, este rod pentru împărăție. Iar rod pentru împărăție înseamnă rezultatul evanghelizării mele. Dar frate, eu nu sunt evanghelist, nici nu trebuie să fii. Nu toți suntem evangheliști, dar toți trebuie să facem evanghelizare. Iar din când în când să mai folosim și cuvinte. Pentru că, dragii mei, acel creștinism din interiorul zidurilor de care vă spuneam, acel creștinism sinucigaș din interiorul zidurilor, spunea cineva, dacă nu ni se aud vocile în afară, se vor auzi strigăte înăuntru. Știți care este singura problemă și singura cură pentru bisericile cu probleme? Ieșit în afara zidurilor. Când vom începe sau vom continua să consumăm tot ceea ce Dumnezeu ne dă aici, tot punem pe noi, frate, punem pe noi colesterol spiritual până pleznim. Dumnezeu dă prea multe resurse spirituale într-o biserică ca acestea să fie consumate în interiorul ei. Ne îmbolnăvim de supradoză de spiritualitate, devenim niște sfântoci cu gâtul țapăn, cât timp ne vom consuma creștinismul în interiorul pereților acestora. Și stăpânul vine și zice, vreau oameni maturi, ăștia rodesc roada Duhului și roade pentru împărăție. 1 Corinteni 9:16, dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, ci trebuie să o vestesc. Și mai mult, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Iar în Romani 1:14 aduce o altă imagine Apostolul Pavel despre această normalitate a unui om matur să rodească. Iată care este normalitatea lui. Eu sunt dator și grecilor, și barbarilor, și celor învățați, și celor neînvățați, și lista poate să continue. Biserica Poarta Cerului, era să zic Sfânta Treime. Biserica Poarta Cerului, așa le înfrățim, vedeți? Ascultați-mă, cât timp ne vom aduna, vom exista ca biserică, și nu se va trezi noi panica, durerea, disperarea pentru oameni care merg liniștiți înspre iad. N-am înțeles nimic din rodire. Vreau să vă întreb un lucru, să nu vă simțiți deloc ofensați și nici vinovați pentru ce vă întreb, dar oare de ce ne-am obișnuit și nu mai avem niciun sentiment de vinovăție că venim singuri la biserică, că nu mai aducem pe nimeni, că nu mai vorbim cu nimeni, că nu mai chemăm pe nimeni? Ceva s-a pierdut în ultimii ani și ce s-a pierdut este acest interes, această pasiune, această durere pentru lumea pierdută. Ne-am reorientat pe proiecte, pe viziune, pe obiective, pe strategii, pe bugete, pe specialiști. Nu sunt rele, sunt excepțional de bune. Repet, sunt foarte bune. Dar dacă pierdem sensul primar al acestora, ne tot antrenăm fără să avem niciun meci oficial în picioare. De aceea Biserica Poarta Cerului este chemată să simtă datoria, durerea unei datorii
Nu vreau să vă întreb cât sunteți datori aici, pentru că nu o să mai facem o colectă astăzi, cred că. Nu că unii n-ar avea nevoie, dar doar aș vrea să vă aduc aminte unora care ați trecut prin dificultatea unei datorii pe care n-ați putut-o plăti. Vă puteți imagina să aveți familie, copii, să aveți împrumut la bancă pentru casă și să nu mai puteți plăti și să primiți o scrisoare până miercuri eliberezi casa și să treci așa prin cameră pe la prunci să te gândești ce faci cu ei? Până când nu ne doare, nu simțim importanța datoriei. Apostolul Pavel și-a pus toată viața pentru împlinirea mandatului, roade pentru împărăție, pentru că l-a durut, s-a simțit dator, a fost ca o datorie pe care până mâine dimineață trebuie să o plătească. Așa și-a trăit viața. Nu l-a interesat că a mâncat sau n-a mâncat, a fost bătut sau a fost lăudat, nu l-a interesat nimic, pe mare, pe uscat. N-a mai contat nimic. Totul, absolut tot în viața lui a subordonat unui scop suprem al existenței. Roade pentru împărăție. Smochin plin de rod. Vă spun ceva, dragii mei. Nu există nicio bucurie, nu se compară nicio bucurie cu bucuria unui suflet câștigat pentru mântuire. Nu există. Căutăm bucurii mărunte pentru că am pierdut-o pe cea mare. Ne place entuziasmul în biserică, e excepțional, e bun, îmi place entuziasmul în biserică, dar e incomparabil, incomparabil cu adevărată bucurie venită din conștiința faptului că mă voi întâlni în veșnicie cu un om căruia i-am dus Evanghelia. A pus Domnul pe inima bisericii noastre încă de anul trecut o viziune, așa cum aveți dumneavoastră anul maturității. Anul trecut pentru Sfânta Treime în Bistrița a fost mai aproape de oraș. Pentru că ne-am dat seama că suntem prea departe de oraș. Suntem în buricul orașului și departe de el. Și am început să ne schimbăm mentalitatea, să lucrăm, să săpăm unii la alții, să revedem, să ne redeschidem ochii pentru oraș, pentru oameni, pentru bătrâni, pentru azile, pentru școli, pentru poliție, pentru instituții. Și s-a terminat anul și ne-am dat seama că am făcut prea puțin. Și am zis, n-avem voie să schimbăm nimic. Și anul ăsta l-am numit Lumină în oraș. Aproape de oraș, Lumină în oraș. Pentru că ne-am săturat să ne trăim creștinismul îngust între patru pereți. Ce mai așteaptă stăpânul? Fapte, nu vorbe. Beneficiu, nu consum. Decizie, nu amăgire. Oamenii sunt sătui de ritualuri goale, fără putere. Sunt sătui de apologetică intelectualistă, fără Duhul lui Dumnezeu. Oamenii sunt sătui de formalism și de elitism. Sunt sătui de dragoste fără jertfă. La asta suntem chemați. A trecut vremea să-i amăgim pe oameni cu frunze. Este timpul roadelor. Ca un curent trebuie să plece în orașul ăsta, de aici, de la poarta cerului. Roade, 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 altfel de oameni. Dragoste, bucurie, pace, de lungă răbdare, face de bine, credincioșie. Oameni căutați. Botezuri, rugăciune, mijlocire, căutare. Nu vă supărați, nu mi-am propus să fiu așa de acid, dar am impresia că e prea mult confort în biserică, prea multă liniște. Mă aduc aminte, citeam o poveste tare tristă în timpul celui de-al doilea război mondial. Era o biserică luterană și clădirea acestei biserici era chiar lângă o linie ferată. Și pe linia aceea ferată, la un moment dat, mergeau trenuri pline cu evrei înspre lagăre, înspre crematorii,
însetați, înfometați, zbierau disperate mame și copii și bărbați din acele vagoane și tulburau programul din biserică. Și păstorul le spunea oamenilor, cântați mai tare să nu-i auzim! Cântați mai tare să nu ne deranjeze! Să nu cumva să ajungem în aceea situație! Să facem programe mai pline! Avem liturghii pline! Că nici nu mai avem urechi pentru strigătul de afară. Asta înseamnă maturitate. Să avem ochi și o inimă străpunsă, sângerândă, îndurerată pentru fiecare creație a lui Dumnezeu. Acel om unic despre care spunea fratele păstor, un om și fiecare om este unic în rai sau în iad pentru totdeauna. Al treilea lucru la care aș vrea să ne uităm, după beneficiile smochinului, după așteptările stăpânului, aș vrea să ne uităm la final, după atâția ani de îngăduință, fără să ne gândim odată într-o dimineață de ce m-a mai lăsat Dumnezeu pe pământul ăsta, aș vrea să ne uităm la cel mai frumos aspect din această pildă. Un vier care mijlocește. Un vier care mijlocește. Și îl vedem pe vier în dialogul cu stăpânul. În versetul 8 vine și zice, stăpâne, auzi, hai să nu-l tăiem. Văd că n-a rodit până acum, dar sunt niște paradoxuri ale mijlocitorului aici. Primul paradox, stăpâne, nu te uita la trecutul smochinului. Uită-te la viitorul lui. Câți dintre noi putem să ne uităm la viitorul unui om cu speranță, cu așteptare, cunoscându-i trecutul? Nu-i așa că spunem noi, las că-l știm. Ne-am lămurit. A demonstrat. Sau nu mai am nicio așteptare de la el. Dacă ar fi așa, ascultați-mă, mijlocitorul n-ar avea nicio așteptare de la niciunul de aici. Dar mijlocitorul strigă stăpânului și zice, auzi, nu te uita la trecutul lui, uită-te la viitorul lui. Ce viitor că n-are trecut? Așa-i, dar se poate schimba ceva. Biserica Poarta Cerului, mijlocitorul zice că se poate schimba ceva, că este un viitor. Mă întreabă mulți, lucrând la institut în București, mă întreabă mulți, ce vezi când îți vin niște copii acolo că le tremură Biblia în mână când le-o pui la în anul întâi? Nici să citească, să încâlcesc între versete. Ce curaj ai să te legi de ei, să-i lași acolo, să... Ce o să iasă din ăștia? Tot timpul le spun, eu nu văd ce-s acum, eu văd ce pot deveni. Eu văd ce pot deveni. Că și-am fost acolo. Asta face mijlocitorul. Nu te uita la trecut, stăpâne, lasă trecutul. Hai să ne uităm la viitor. Poate are un viitor. Un alt paradox al mijlocitorului. Ăsta e și mai mare. Nu numai că n-are trecut, nu numai că a dezamăgit, numai că nu mai pot să am nicio așteptare, dar auzi, hai să investim în el. Cum să investești într-o firmă falimentară? Cum să investești într-un om falimentar? Într-unul care praf a făcut în jurul lui, nimic bun a ieșit din... Ce să mai cheltuiești? Zice, auzi, stăpâne... Lasă-mă să-l sap. Aproape că își asumă eșecul mijlocitorul. Auzi, cred că nu l-a săpat bine. Cred că n-am pus unde trebuie îngrășământul. Cred că nu l-am tuns bine. Cred că e vina mea. Trebuia să fac altceva cu el.
Și mijlocitorul vrea să lucreze altfel. Altfel. Și dacă n-am rodit până acum, aș vrea în dimineața aceasta să facem o rugăciune inconfortabilă pentru noi, să spunem: Doamne, ai lucrat într-un fel cu mine până acum, dar știi ceva? Dacă n-am rodit, lucrează altfel! Lucrează altfel! Cine investește în cineva care a falimentat? Un mijlocitor bun. Ăsta e Iisus Hristos, Domnul, a Lui să fie slava. Îl voi săpa, voi lucra la rădăcina Lui. M-am ocupat numai de crengile Lui, dar îmi dau seama că trebuie să lucrez adânc la motivațiile Lui, la sursa vieții Lui, acolo adânc unde nu se vede, la fundația Lui. Noi lăudăm tablourile, candelabrele, culorile, dar ceea ce ține o casă este ceea ce nu laudă nimeni, fundația. Ceea ce ține un smochin roditor este rădăcina, de unde vine seva. Pentru că noi trebuie să ne alimentăm cu ceva ca să rodim. Sau poate că tocmai de aceea nu rodim, pentru că nu luăm seva bună. Pentru că ne trezim dimineața și primul lucru pe care îl punem în capul nostru prin toate rădăcinile noastre și conturile de nu știu ce, să nu credeți că sunt împotriva tehnologiei sau mă credeți chiar așa îngust. Putem să o folosim pentru slava lui Dumnezeu, dar vă întreb, o folosim? Ce se vă intră la prima oră, în afară de aia obligatorie, nu? Ce punem în minte? Este acea vorbă a voastră românească. Zice, numai ce pui în moară, nu mai macină. Că moara nu poate să macine altceva decât pâinea. Păi ce să rodească decât din ce se vă punem? Cât cuvânt punem dimineața în noi? Sau ce punem? Dacă nu suntem onești, n-are rost, atunci zicem povești. Vorbim nimicuri. Dar ce se vă punem dimineața noi ca să rodim? Ce deschidem prima dată? Să fim foarte simpli și practici. Ce deschidem prima dată? Aia vom rodi. Vi s-a întâmplat să urcați în mașină dimineața mergând spre serviciu și să porniți radio și să înceapă, no, depinde, uite, poate că din greșeală nu-i vocea Evangheliei, sau poate vocea Evangheliei, nu? Și merge o cântare acolo, uite, o cântare pe care ați cântat-o. Și să nu o puteți scoate din cap vreo 3 zile, să tot o fluier la birou și o fluier și acasă aspirând, pentru că ce punem de dimineață începe să învârtă mintea. Aici-i teritoriu, aici-i teritoriu. Și vierul spune, lasă-mă să-l ajut să aibă o sevă bună, să-l sap la rădăcină, păstrează speranța. Și ultimul lucru pe care îl face mijlocitorul este unul extraordinar. Se uită la smochin, se uită la stăpân și zice așa, stăpâne, îmi asum eu riscul smochinului încă un an. Cum așa? Păi, stăpâne, salariul meu pentru toată munca în vie este ca toamna, când adunăm roadele, o parte din rod este plata mea cu care mă voi duce acasă la familie, la copii. Și stăpânul se uită la mijlocitor, la vier, și zice, și vrei să mergi cu mâna goală? Numai bine îl tăiem și punem altul în locul lui, ocupă locul degeaba? Numai bine îl tăiem să pice stâlpul Siloamului, să fie între ei uciși de Pilat în Galileea și să punem pe altul.
să iasă primul stâlp în față, să-l punem pe altul, să meargă la o analiză, să iasă proastă, să spună în 2 săptămâni nu mai ești, și punem pe altul. Vrei să te duci cu mâna goală? Că n-ai ce culege? Asta era plata. O parte din roadă. Și mijlocitorul zice așa: și dacă mă duc cu mâna goală, mai dă-i o șansă. Mai lasă-l un an. Cât de bun e Domnul! Că n-am plecat încă, nu-i că suntem buni. Nu-i că suntem mai buni. Domnul putea să pună pe altcineva în locul nostru, mai roditor, mai eficient, mai pregătit, mai dedicat. Dar a zis: îi mai dau încă o zi, poate încă o săptămână, poate încă o lună. Mai are un coleg de birou și mai poate spune. Mai are un coleg de bancă și mai poate spune. Mai are un vecin, îi mai poate spune. Poate să fie mai bun, poate să fie mai răbdător, să nu mai fie așa iute în casă, atât de dur și agresiv. Mai are de ce oprit ceva acolo la roadă. Mai are ceva, mai lasă-l. Cel mai interesant aspect din această pildă este că nu știm cum se termină. Asta este o pildă fără sfârșit. Ce bine era dacă ar mai fi fost încă un verset și pilda să se termine în felul ăsta. Și anul următor a venit stăpânul și a găsit smochinul plin. Îi se rupeau crengile de roadă. Sau? Anul următor a venit stăpânul, a căutat iarăși printre frunze și n-a găsit nimic. Nu știm. Și m-am tot întrebat: Doamne, de ce n-ai terminat pilda asta? Și am găsit un răspuns. Pentru că finalul pildei nu-l dă nici stăpânul și nici vierul. Pentru că fiecare din noi trebuie să scriem ultimul verset din pildă. Pilda aceasta se individualizează pentru fiecare dintre noi. Și când o termin de citit, trebuie să iei stiloul la vechi cu cerneală și să scrii ultimul verset. Și cu ajutorul lui Dumnezeu și mijlocirea vierului, cu săpătura și cu îngrijirea și cu paza lui, anul următor am dat un fruct. Unu. Și apoi 2, și apoi 3, și a început inima stăpânului să se bucure. Ce aduci în inima stăpânului poarta cerului? Bucurie sau căutare desnădăjduită și fără rost? Vierul a zis: mai lasă-l un pic. Aici suntem noi. Hai să stăm ridicați. Aici suntem noi, între milă și judecată.
pe secțiile de oncologie este o expresie. Dacă sunt aici cadre medicale care lucrează acolo, cred că știu despre ce vorbesc. În limba engleză spune că borrow time, adică timp cu împrumut. Bolnavii de cancer în fază terminală au timp cu împrumut. Mă rog Domnului să nu fie niciunul dintre noi bolnavi. Dar, din punct de vedere spiritual, ne-am primit astăzi și astăzi e timp cu împrumut. Și dacă ne va da Domnul și mâine, ne va mai da o zi cu împrumut. Era cântarea aceea ce va, pentru noi taină mare ce va fi în viitor, nu? Nu știm ce va fi în viitor. Dar cântând și rugându-ne, cântând și rugându-ne acum la final, a vrea să-i spunem, Doamne, am avut un prea mare confort în viață și am uitat să rodesc. Am devenit specialist în frunze, n-am nici roada Duhului și nu m-au interesat nici oamenii. Nu știu de ce nu m-ai tăiat, dar e har. Dacă ești astăzi aici, e har. E har, că încă nu-i judecată. Iar dacă e har, v-am spus că vă chem la o rugăciune periculoasă. Și rugăciunea la care vă chem este, Doamne, tulbură-ne că e prea mare liniște. Tulbură ființa noastră, pune sensul acela al datoriei noi, că nu mai vrem să trăim nici pentru noi, nici între ăștia patru pereți, nici să ne tot cântăm unul la altul, nici să ne tot mângâiem pe creștet unul, să ne tot scărmânăm în cap unul pe altul, ci, Doamne, vrem să ne deschizi ochii și să vedem un lan mare copt și o biserică poarta cerului gata să rodească pentru împărăție. Aleluia!